Să ascultăm cuvântul Domnului. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Ce se întâmplă dacă un părinte niciodată nu-l mustră pe copilul său? Cum arăta o familie în care copiii niciodată nu sunt opriți de părinți, de la nimic? Cum ar fi dacă părinții s-ar gândi într-o zi, ce frumos ar fi la noi în familie dacă nu ne-am mai tot mustra copiii, dacă nu ar trebui să le tot explicăm, să-i oprim de la unele lucruri? Ei se supără că de ce nu îi lăsăm să facă ce vor, noi ne chinuim să le tot explicăm și este foarte greu. N-ar fi mai bine să-i lăsăm pe copii să facă ce vor ei? Ce s-ar întâmpla dacă niște părinți ar zice așa? S-ar plictisi de tot mustrat și ar zice acum îi lăsăm pe copii să facă orice. Intenția ar fi bună. De ce? Pentru că acei părinți și-ar dori să fie pace în familie, să fie fericire, toată lumea să se înțeleagă, să fie o atmosferă frumoasă în casă. Dar oare ar fi o atmosferă frumoasă? Nu. De ce? Pentru că dacă copiii ar fi lăsați să facă orice vor, pentru că ei nu înțeleg unele lucruri, pentru că nu-și dau seama ce-i bine și ce-i rău în unele situații, pentru că n-au atâta înțelepciune și experiență de viață, ar face unele lucruri care ar duce la haos. S-ar lăsa influențați de toate dorințele pe care le au, s-ar lăsa influențați de alți copii nedisciplinați care sunt în jur și vor începe să se comporte cu timpul tot mai dezastruos. Așa e la copiii mai mici, dacă nu sunt disciplinați, și așa e și la copiii mai mari, la adolescenți, dacă nu sunt disciplinați. Și într-o astfel de casă, într-o astfel de familie, problema ar porni de la părinți, care, deși aveau intenții bune, nu erau înțelepți. Acei părinți ar fi dezechilibrați, ar avea o îngăduință mult prea mare. Și acest lucru este valabil nu doar cu unii părinți care nu-și disciplinează copiii, ci este valabil și în viața de credință. Pentru că și în viața de credință putem să fim uneori lipsiți de înțelepciune, să fim dezechilibrați, să vrem să facem binele, să vrem să fim iubitori, să fim răbdători cu cei din jur, să ne fie milă de cei care sunt înrobiți de păcat, pentru că nu sunt doar oameni vinovați, ci sunt și victime ale diavolului. Așa că vrem și trebuie să avem compasiune, răbdare, îngăduință, dragoste față de cei necredincioși. Dar oare se poate să ajungem dezechilibrați și neînțelepți cu o îngăduință prea mare? Despre acest lucru ne vorbește textul pe care l-am citit astăzi. Este un pasaj foarte scurt, este un singur verset, 25 de cuvinte în textul original grecesc, cam tot la fel de multe și în limba română. Și acest pasaj scurt din versetul 6 este unul din îndemnurile pe care Iisus l-a dat în cadrul predicii de pe munte. Această predică de pe munte, Domnul Iisus Hristos aduce Evanghelia, vestea bună a împărăției sale și apoi vorbește despre viața credincioșilor în împărăția sa. Ce învățăm din textul de astăzi despre viața noastră în împărăția lui Hristos? Învățăm faptul că deoarece Evanghelia este cel mai valoros lucru, cel mai de preț lucru, suntem chemați să o păstrăm cu onoare, ferindu-ne de cei care nu o respectă, limitând comunicarea ei față de cei care nu o respectă. Pentru că Evanghelia este cel mai de preț lucru. Trebuie să o administrăm, să o păstrăm cu grijă și cu onoare. Să ne ferim de situațiile în care Evanghelia poate să ajungă dezonorată.
Și vom descoperi această chemare privind la două lucruri pe care le vedem astăzi în textul nostru. Predicile și studiile de la Biserica Evanghelică Reformată din București nu vor mai fi disponibile integral public online. Dacă locuiești în București și vrei să ai parte de aceste resurse, le poți găsi duminica în cadrul întâlnirii bisericii, la liturghie și la studiul de după slujbă. Dacă locuiești în alt oraș și vrei să ai parte de aceste resurse, poți să te înscrii la acest link pe care îl ai și în descriere și în urma înscrierii vei obține acces gratuit la înregistrarea integrală a predicilor și a studiilor.